și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preacucernici și preacuvioși părinții, iubiți frați și sorori, slăviți să fie Domnul. Nu vom obosi, spunem noi, și este un legământ pe care îl avem de foarte multe vreme, poate chiar toți cei care suntem în locul acesta, să venim aici să adunăm mărturii despre părinții noștri și mărturii noi, pe care nu le-am mai auzit poate niciodată, dar și chiar dacă se vor întâmpla din acelea care le-am mai auzit și altă dată, și unele și altele vor avea același rost, să ne lumineze nouă calea. Este cea mai serioasă acțiune, cea mai necesară însușire pe care trebuie să ne-o luăm fiecare dintre noi, umblând pe aceste locuri, umblând pe aceste drumuri. Duminica trecută, iată, la Sibiu, la Părintele Iosif, astăzi, la părinții noștri pe care îi iubim așa de mult, pe ei și locurile unde se află rămășițele lor pământești, cu gândul că ei sunt în Împărăția lui Dumnezeu și, așa cum se spunea mai înainte, îi așteaptă pe toți acei cărora le-au propovăduit cuvântul și care, la rândul lor, au spus și altora din învățăturile primite. Mie mi-a rămas la inimă însă cuvântul care s-a citit duminica trecută în Apostolul, nu, iertați-mă, în ziua de luni, în Apostolul zilei din ziua de luni, Sărbătoarea Sfintei Trăimi. Și aceasta pentru că Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Efeseni, pentru că de acolo s-a citit, din capitolul 5, s-au citit mai multe versete, însă cel cu care a început Apostolul vorbește despre lumină. Și pentru că suntem într-o perioadă a luminii, după pogorârea Duhului Sfânt, vorbim despre o inundație de lumină peste întreaga omenire și pentru toate veacurile. Și pentru că Sfântul Apostol Pavel vorbește în chip minunat despre lumină, el întâlnindu-se pentru prima oară cu lumina, în Apostolul zilei care s-a citit luni, în acea minunată și mare sărbătoare, am auzit câteva cuvinte despre lumină. Acele mi-au rămas mie la inimă și aș vrea să ni le aducem aminte. Sfântul Apostol Pavel, adică apostolul cu care s-a început, cuvântul cu care s-a început apostolul, spunea în felul următor. Altădată erați întuneric. Acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște fii ai luminii. Fără îndoială, știm noi că fără lumină nu există viață. Și că Dumnezeu, în îndurarea Lui pentru lume, în diferite momente, în diferite timpuri ale existenței noastre, ne-a făcut parte de lumină. Și aceasta în forme noi și din ce în ce mai interesante. Dar ca să știți la ce mă gândesc numai pe scurt, aș vrea să vă aduc aminte și frățile voastre că lumina este parte însă și a creației. De la început Dumnezeu a creat lumina. După ce a creat doi luminători, fiecare cu importanța lui și luminători mai mici, care au legătură directă cu existența materială, deci fizică, a omenirii, a umanității, nu numai a omenilor, a tot ce există creat. Mai este un alt moment foarte interesant în care Dumnezeu dăruiește poporului său legea. În acel moment, Dumnezeu le-a dăruit oamenilor lumina cunoașterii. Nu s-a oprit la această descoperire a luminii și mai târziu, când a fost necesar să se întâmple aceasta, Dumnezeu le-a dăruit de asemenea oamenilor și numai evreilor, le-a dăruit lumina îndrumării prin trimiterea prorocilor în lume. Aceștia aveau sarcina să vorbească și altă popoare, nu numai evreilor. Vine desigur cum și așteaptă fiecare dintre frățiile voastre să amintim despre venirea Mântuitorului în lume. El este lumina lumii și El este lumina a tot ceea ce poate să existe și dincolo de ceea ce există. Însă despre lumina Mântuitorului aș vrea să ne aducem aminte un cuvânt și este foarte important acest cuvânt al Mântuitorului legat de timpul stabilit în care lumina există pentru cei care vor să lucreze în lumină. Atâta timp cât este lumină. Mântuitorul spune și despre sine că este lumina lumii, dar spune un lucru foarte necesar să știe oamenii. Atâta vreme oamenii pot să lucreze cât este lumina în lume. Și atâta cât sunt eu stabilește, la un moment dat, unul din evangheliști spune, din Sfinții Evangheliști spune că Mântuitorul ar fi spus că sunt doar 12 ceasuri în zi.
Și este bine ca omul să lucreze atâta timp cât este ziua. După aceea vine întunericul când nu mai poate să lucreze. Deci atâta lumina face loc sau permite întunericului să-și facă treabă. După înălțarea Mântuitorului este trimis Duhul Sfânt în lume și acum, iată, vorbim chiar despre această perioadă în care este, dacă avem așa o bucurie deosebită pentru zilele pe care le trăim, putem să spunem chiar în felul acesta că este o adevărată inundație de lumină. Este foarte multă lumină pentru că Duhul Sfânt este Cel care luminează pe om pentru ceruri. Și despre aceste lucruri se ocupă Sfântul Apostol Pavel în mai multe locuri, dar în mod deosebit în Epistola către Efeseni, pentru că erau acolo situații foarte potrivite cu viața oamenilor. Și anume, altădată erați întuneric, acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște fii ai luminii. Se întâmplă aici că noi putem să, sau nouă poate să ne scape un lucru deosebit de important. Bun, că altădată erați întuneric și acum sunteți lumină, pare foarte simplu. Este vorba deci despre cel care se întoarce din întuneric la lumină și despre puterea satanei la Dumnezeu. Vă aduceți aminte că așa se numea slujba Sfântului Apostol Pavel. Despre aceasta îi spune în Faptele Apostolilor. Dar de ce spune după aceea, umblați deci ca niște fii ai luminii? Aș vrea să spun, pentru că totul este foarte pe scurs și este normal să fie așa, pentru că frații trebuie să muncească singuri, să înțeleagă, să urmărească, să citească Cuvântul lui Dumnezeu și cu toții în modul acesta să ne orândim viața după El. Aici doar putem să comunicăm între noi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, câteva lucruri. Cred că n-ar trebui să ne scape lucrul acesta. Este foarte important. Și anume, ceea ce ne consideră Dumnezeu pe noi și ceea ce suntem în realitate sau de fapt este chiar ceea ce se întâmplă în locul acesta. Voi sunteți lumină în Domnul, dar de ce trebuie să ni se spună să umblați ca niște fii ai luminii din moment ce deja sunteți lumini? Când auzeam la Sfânta Liturghie în ziua de luni cuvântul acesta al Apostolului, mi-am adus aminte că Dumnezeu este întotdeauna Cel care îi îndatorează pe oameni și așa aceasta pentru că iubește foarte mult. Și mi-am adus aminte că nici aceasta nu este o noutate și cu evreii s-a purtat la fel. Și mi-am adus aminte de locul acela din Cartea Numerilor în care apare, știți, episodul acela cu Valaam. Acel prog mincinos, în fine, el este mincinos, el lucra și sub întrubarea de Dumnezeu. E o chestiune care nu despre asta vrem să spunem acum, ci în momentul în care omul acesta se apropie de poporul evreu, de pe un munte, un deal, în fine, mai înalt, chemat de împăratul în limita căruia se afla poporul în acea vreme, împăratul Moabului, spune niște lucruri uimitoare, foarte interesante. Dar Dumnezeu le spune prin gura lui. Și prorocul trebuie să spună exact ceea ce spune Dumnezeu despre poporul lui Dumnezeu. Și iată care sunt cuvintele. Dumnezeu nu vede nici o nedreptate în Iacov. Nu găsește nicio sâlnicie în Israel. Și aceasta o spune cu toate că în mijlocul acestui popor avea lucrări atât de mari de făcut. Aceasta o spune cu toate că poporul acesta era extrem de încăpățânat și de răzvrătit aproape la toate poruncile lui Dumnezeu. Dar aceasta este bunătatea, aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Într-un fel ne consideră și ne vrea El pe noi, în alt fel suntem noi de fiecare dată. Aceasta se întâmplă și aici. El, prin trimiterea în lume a Fiului Său, El, adică Dumnezeu, Mântuitorul înălțându-se și dăruindu-ne-L pe Duhul Sfânt, ne-a dăruit nouă tot ceea ce Dumnezeirea putea să ne ofere. Și Dumnezeirea ne oferă ceea ce ea însăși este, adică lumină și mântuire și iertare. Cum sunt oamenii în realitate? Este, sau se are în vedere, situația fiecăruia în parte. De aceea, una este ceea ce face Dumnezeu pentru noi și alta este ceea ce facem noi ca răspuns la lucrările pe care Dumnezeu le face pentru noi. De aceea, iată, vorbim cu aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel că voi sunteți lumina în Domnul și umblați deci ca niște fii ai luminii. Iată, cu aceasta vreau să și închei și acesta să ne fie un îndemn foarte important
că suntem chemați în lumină și să umblăm în lumină. Dumnezeu să ne ajute. Amin.